Orice decizie privind statutul de membru al NATO trebuie luată prin consens. Este reacția secretarului general al NATO cu privire la cererea Ucrainei de aderare accelerată la alianță. Nouă state, inclusiv România, susțin demersul Chievului privind aderarea la NATO, a precizat aseară Volodymyr Zelensky. Potușnu, spilnu, zăiavu, mai mă від de liderii 9 Estonii, Latvii, Cernogorii, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони засудили російські ескалаційні кроки, і, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО. В цьому напрямку і рухаємось, впевнений. Despre curerea Ucrainei, Jens Stoltenberg a vorbit într-un interview pentru televiziunea americană NBC. So, NATO has an open door policy, uh, and every nation, including, of course, also Ukraine, has the right to choose its own path, including what kind of security arrangements it wants to be a part uh, of. at În altă ordine de idei Vladimir Zelenski a remarcat în discursul său succesul forțelor ucrainene pe front Ucraina a reușit să elibereze orașul Liman din regiunea Donetsk, pe care Vladimir Putin a anunțat vineri că a anexat-o la Rusia Acest lucru nu este recunoscut în occident Лиманець, це буде Україна. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це, знаєте, така тенденція. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор, про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто і не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів. України, бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде. Za Potrivit secretarului general al NATO, cel mai bun mod de a contracara anexarea proclamată de Rusia a patru regiuni din Ucraina este de a continua sprijinul față de Kiev. The best way to respond is to do exactly what uh, we do now, uh, and not least the United States uh, demonstrating leadership in providing support to Ukraine, uh, and we will continue to support Ukraine uh, with military uh, equipment, economic, financial uh, support. This week and again we have seen that. They have been able to take a new uh, town, yeah. Liman, uh, and that demonstrates that the Ukrainians are making progress, are able to push back uh, the Russian forces because of their courage, because of their uh, uh, bravery, their uh, skills, but of course also because of the advanced weapons that the United States and other allies are providing. Pe 30 septembrie, Rusia a declarat patru regiuni ucrainene Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie ca fiind partea teritoriului său. Liderii occidentali au exprimat critici dure la adresa Moscovei. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că anexarea ilegală proclamată de Putin nu va schimba nimic și că toate teritoriile ocupate ilegal de invadatorii ruși sunt pământ ucrainean. Iar președintele american Joe Biden a declarat că nu va accepta niciodată anexarea teritoriilor ucrainene. În aceeași zi, Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina depune cerere de aderare accelerată la NATO.